Mă numesc Mirel, am fugit de pe șantier, am vândut balastrul la litru, iar acum sunt bogat. Acum sunt un om important, am 38 de ani, o familie cu 4 prunci și cu toții trăim într-un orfelinat. Dar situația avea să se schimbe curând. Prunci proș, mă. Mi-a întrerupt procesul de tăiat lemne, că voi... Bă, voi de prunci proș, treceți înapoi la tăiat de lemne. Auzi, tura ei. Deci copiii ăștia umblă cu șmecherii par și pe la mine, pe-n casă. Mă! Gura! Ah, nu! Nu! Fută Dumnezeu, mă, oribile ești, mă! N-ai n-ai pe unde să intri, au fuchei tu pe mătat, tu! Ce s-a auzit? Ce pula mea s-a auzit? Unde ești, mă? Vrei bătaie? Nu! Ah! Mă băgăție mântăce. Ce-i mai place de se bage. Da, și... unde pula mea mere? Probabil acolo, da, un loc perfect, sigur, după cum pare. Bun, și se pare că sunt într-un jeep. Nu te uita la drum, nu trebuie să te uiți la drum, trebuie să conduci după instinct. Nu te uita. Ascultăm radio în mașină și dăm în toate gropile posibile. Văd că sunt cu un șofer desăvârșit, desigur. Salutări, domnule, o să apăreți pe YouTube. O fuchetea și în cap. Nu. Cu siguranță nu m-au văzut, nu. That's no concern of yours. You'll be dead before that comes to pass. Give me the child. I don't have time to play with you. Ale. Intră odată, intră și închide ușa și fă-ți lava și stai aici. Bun, aici mă simt în siguranță. Fută Dumnezeu de... I'm leaving you here. You mustn't move, understand? I'll be back soon to get you. Nu, ăsta vine, mă! Du-te, ascunde-te, Dumitru! Du-te, ascunde-te! Nu! Lasă-mă în pace! Înfundătura pulii! Am luat un pumn în ceafă, dar nu-i bai, Dumitru e obișnuit de când era mic și-l bătea taică-s-o. Nu! Încă o lovitură după ceafă, o fute-i pe măta tu cu bâta ta, fută-te Dumnezeu să te fută, mă. Nu, o sumă și mai tu de pulă, nu! Și acum ce? Acum... Nu, sari mă, bagă-te cu capul în tavan, fă ce vrei, nu, aici ne... Nu, hai mă, pulă, hai mă, te-am păcălit, mă, suge mai de pulă, să mă suge în chidul, nu. Dă-i un bag pula în el, mă duc și mă bat cu el. Deja m-am săturat să tot alerg ca o curvă proastă. Du-te, Dumitru, du-te și arată-i pumnul care ți-l arăta și ți-e taică-t-o în fiecare zi când erai mic. Ale-i, fute-i tu pe măta să fuți amu. Nu! Acestea au fost ultimele momente din viața lui Dumitru. Fută Dumnezeu!